Nissan Pathfinder e acum mai rafinat și mai agil, dar conservă bine ADN-ul implantat de constructor la momentul lansării sale, în 2005. Descendent al unui autovehicul de teren veritabil și longeviv, și aici mă refer la Nissan Terrano, Pathfinder vine să confirme din nou că Nissan chiar se pricepe la mașini de teren. Încă de la începuturi, Terrano de la jumătatea anilor 80 s-a remarcat prin robustețe și capacități 4x4 de invidiat, fiind construit pe șasiu, deci fără caroserie monococă, cum au SUV-urile și automobilele. Din start, această soluție constructivă pe șasiu are avantajul unei rigidități mai mari și e pretabilă pentru mașini de teren, însă suferă la capitolele confort și stabilitate. Chiar și așa, Nissan e unul dintre puținii constructori auto care au decis să păstreze conceptul și să-l rafineze. Termenul rafinat parcă nu îi se potrivește acestei mașini. E colțuroasă, masivă și sperietoare de șoferi de mașini mici. Criticii zic că din spate seamănă cu un dulap și nu se înșală prea tare. Totuși, Pathfinder e un 4x4 stilat, la care atenția pentru detalii la interior și exterior atinge cote nemai întâlnite în acest segment al mașinilor barbare. Privit în ansamblu, Pathfinder pare un cărăuș gigantic și agil, gata să atace orice fel de drumuri, după cum îi spune și numele, găsitorul de cărări. Sub imaginea mașinii robuste și tăiate din topor se ascund însă tehnologii de ultimă oră. Suspensiile sunt independente pentru fiecare roată, inclusiv pe spate, asigurând confort și rafinament nesperat de bune pe asfalt. Sistemele electronice de siguranță precum ABS și ESP sunt standard, iar platforma multimedia cu GPS, radio, CD, Bluetooth și multe altele face față celor mai pretențioase cerințe ale momentului. Totuși, confortul este penalizat de profilarea slabă a scaunelor din spate, care sunt și cam tari. La fel sunt și locurile din al treilea rând, dar măcar pasagerii care stau în portbagaj nu suferă la capitolul spațiu pentru cap și picioare. Foarte ingenios este sistemul de climatizare, cu guri de ventilație în plafon, ca în avioane. Temperatura și turația ventilatoarelor pentru spate poate fi reglată independent de ceea ce se întâmplă în față. Rezultatul? Răcire și încălzire foarte eficiente ale imensului habitaclu. După scaunele slab profilate și cam tari, un alt mic minus merge și la motor. Pentru că e mai degrabă un propulsor de camion decât de autoturism, motorul turbodiesel de 2,5 litri de pe Pathfinder se simte bine la turații mici, între 1600 și 2700 de rotații pe minut. Până te obișnuiești să schimbi treptele des, ca motorul să se simte vioi, mașina pare că face mult zgomot pentru nimic. Versiunea restilizată a acestui 4x4 are un motor cu 11% mai puternic, adică dispune de 190 de cai și de un cuplu de 450 Nm. Aceste valori transformă Nissan Pathfinder într-un bun căsărător pe drumuri desfundate, unde poți circula chiar și cu 40-50 de km pe oră, fără emoții. Și pentru că este un 4x4 veritabil, Pathfinder dispune și de un reductor ce multiplică puterea la roți și poate scoate mastodontul din aproape orice încurcătură. La un preț de 48.610 euro cu toate taxele incluse, Nissan Pathfinder satisface nevoile oricărei familii și oricărui împătimit de escapade de montane. Mașina se descurcă foarte bine pe drumuri pe care cu greu le poți străbate chiar și la picior. Pe lângă prețul de achiziție corect pentru un 4x4 veritabil, Pathfinder consumă circa 13% în oraș și 8% în extraurban, valori foarte bune pentru o asemenea mașină.